Dragilor, bine ați venit la un nou clip. Suntem în orașul Lindos și îl vom vizita urcând și la Acropole. De acolo o să avem un view foarte, foarte frumos. Acropole, calea scurtă care implică multe trepte pe care nu o să o iau și calea mai lungă care implică mai multe magazine domnilor. Dar o să merg pe aici ca să puteți recunoaște drumul la întoarcere să vă fie mai ușor. Oricum ar fi, bun punct de repere este turnul clopotului, după cum vedeți. Ambele căi, oricare ar fi calea pe care coborâți, ajung ambele la biserică, de la biserică în centru și din centru la cel târziu 12 la autocar. Cei care nu vreți să urcați cu mine la Acropole, aici la dreapta sunt mai multe magazine, mai multe cafenele. Vă tot ui după doamne, dar nu le văd. Ok, deci pe partea asta, noi o să o luăm la stânga, o să mă auziți stânga, dreapta, vă rog să predați și celor din spate ca să nu ne piardă. Mai departe urcăm în maxim 15-20 de minute la casa de bilete. Dacă renunțați între timp, dacă vi se pare prea greu, nicio problemă, da? Ne vedem la 12 la autocar. Distracție plăcută celor care nu ne mai care nu urcă cu mine și haideți să ne pregătim de ora de gimnastică. Haideți să mergem. La stânga pentru situl arheologic, la dreapta cei care nu vor să urce. La dreapta! Dați mai departe, vă rog! Mulțumesc! Hai, ducule! Și bătiți un lucru.
Ia să le Stefane! Eți! Ia Stefane! Mă ales bucar, alevenu că leu, ia să Stefane, că leu li Stefane! Unde mă? Bravo, mă! Ați în mai mult de ușor, cu bine. Mai cu roata. Pe dreapta cum ai cobor. Danke. Oh, ce. Să ne asigurăm. Mamă, dar cum? E norocoș că adia vântul, credeți? Nu se întâmplă asta niciodată în Lisbos. Ați auzit, da? Ce? Sunt de norocoș că adia vântul. Aici urce, aici e cu duș. Mama, pe o poză! Andrei, dă-i-o pe... Ai scățat-o să Davide? Și ei mai n-avem formie. Să că nu e așa greu totuși. Hai te. Ai trecut acum garul. Exact. Hello. Nu.
Vi. Mă arăt înțe de mama ta. Da, mă arăt. Ce e prima? Ce e prima? Hai, pa. This is this it for right here. Dragilor, am ajuns în, în vârful templului și acum vreau să vă arăt ce view avem de aici. Tu stai sa covara sau? Da, stai sa fac o poza asa din sa. Bun,
dragilor, închid aici prezentarea Acropolei din Lindos. Sper că v-a plăcut. Aștept de la voi un like, un share, un subscribe, click pe clopoțel. Și până la următorul clip, noi să auzim numai de bine. Suntem deja în autocar și plecăm către o nouă destinație. Pa, pa!